Salutare și bine ați venit la Săptămâna Pierdută, sunt Bogdan Nicolai. Hai să începem, să ne încălzim, că a venit iarna pe bune, în sfârșit. L-am văzut pentru prima dată pe Ciolacu ținând mâinile în buzunare, la el. A fost și Moș Nicolae, am avut Moș Nicolae vietnamez la copii, măcar nu vine mor de beat ca ăsta din Parcul Eminescu, din Galați. Iar pe austrieci, Moș Nicolae i-a ars începând direct de la ghete. Nici n-au mai apucat să vadă ce e în ele, ci că a fost scandal, mare scandal în Austria, când s-a aflat că noii bocanci ai armatei austriece sunt produși în România, la Oradea. Dar mobila din casă nu vă mai deranjează? Că vă scâlție patul în română? Că dacă bați în lemn, răspunde, cine e? Activistul buzoian este cel care și-a luat bătaie de față cu poliția, de la cei pe care i-a dat în gât că vând găini. A avut și ghinion săracul, pentru că uite ce poliție i-a picat la pufuleț. Cum o bătaie nu vine niciodată singură, a urmat a doua bătaie de față cu poliția. Bătaia de față cu prăjina. Practic, dilema vieții lui este cum să fac să nu mai vin cu poliția și să plec cu salvarea. Așa cum în Gotham City oamenii se întreabă cum arată Batman, așa ne întrebăm noi românii cum arată activistul buzoian nebătut. Zilele trecute, activistul s-a dus în toiul nopții peste poliția din Gura Humorului. Ce a găsit acolo, vă avertizăm că urmează. Bună dimineața! Ce faceți, domnule? Dormiți în pat? Aveam și nevoie de sprijinul dumneavoastră, dar dacă nu sunteți nici la servici, nici... E frumos așa? Să dormiți în pat? Așteptați un pic la, nu știu, la afară acum. Păi ce să aștept, domnule, că dormiți în pat? Ce mă fascinează e că supărarea lui nu este că i-a prins dormind în timpul serviciului, nici că dormeau împreună măcar, ci că dormeau în pat. Ăsta e gândul care îl obsedează. Domnule, nu vă este rușine, adică dormiți în pat, v-ați luat pat, v-ați luat pat. Da, domnule, pe dumneavoastră vă rezolvă. Da, dormeați în pat, am învățat. Da, nu, acum, pe bune, vi se pare normal ceea ce ați făcut. Iar acum, la final, vă invit să vedeți de ce activistul buzoian este întotdeauna în pericol. Imaginați-vă că sunteți polițist în Gura Humorului, județul Suceava. Un polițist care, într-adevăr, doarme la muncă. În pat! A început să mi se pare și mie incredibil. Și mai gândiți-vă că apare chiar în toiul nopții un om din alt județ. Din singurul județ al Moldovei care nu recunoaște că este județ din Moldova. Iar acest buzoian vă trezește, vă filmează, vă mai pune și pe net și toate astea pentru că... Atenție pentru ce venise! Dar erați în pat acolo cu colegul. Dormeați pe acolo, pe bărcile. Dați-mi și mie numărul de telefon. Apoi. De aici. Apoi. De aici. Voi credeți că roata se întoarce? Credeți în karma? Acum câțiva ani, presa internațională a scris despre cum primarul fugar Cherecheș a închis o comunitate de oameni săraci din Baia Mare într-un ghetou și despre cum, în loc să ajute acele familii, le-a înconjurat cu un zid de beton. Oamenii s-au plâns că respectivul cartier arată ca o tabără de concentrare care nu le oferă copiilor o copilărie normală și nici măcar șansa la o viață decentă. După toată critica internațională, după toată împotrivirea ONG-urilor, Cherecheș nu doar că a terminat zidul, dar a mers cu nesimțirea și mai departe. A chemat 2-3 studenți să picteze niște bazaconii pe zid, crezând că astfel își va ridica imbecilitatea la rang de artă.
Am făcut o invitație studenților de la Arte din Cluj pentru a da o altă față acestui gard, pentru a genera optimism în rândul celor care locuiesc aici. Voi știați asta? Eu acum aflu pentru prima dată că desenele cu capete triste de porc îți pot insufla optimism. Așadar, bineînțeles că acest gard nu va mai putea fi demolat, pentru că vorbim de o lucrare de artă și intră sub incidența drepturilor de autor. Drepturile omului? Dă-ne dracu! De drepturile de autor să nu ne atingem! Cine a mai închis oameni în ghetouri și le-a ignorat complet drepturile? Exact, Hitler! Și acum, iată cum karma îi dă lui Kerekeș lovitura decisivă pentru Cătălin Kerekeș. Primarul fugar va fi mutat de la München în închisoare unde a stat și Hitler. Ai vrut să fiu Hitler mai mic? Ai reușit! Felicitări! Și dacă tot ne-ai arătat cum îți putem readuce optimismul, ți-am făcut și noi acest mic videoclip pe care să-l asculți pe repeat când te simți tu mai înconjurat așa de ziduri de beton. Ia uzi! Altfel mă simt acum. Instanța a hotărât. Regia autonomă a domeniului public Cluj e obligată să-i plătească 6.000 de euro unui proprietar de Audi pentru că polițiștii locali care i-au ridicat mașina i-au zgâriat jantele. Jante care făceau cât fac ei într-un an. Ador această hotărâre. Am urât mereu această practică. Dacă eu sunt cocalar și am parcat neregulamentar, tu te cobori la mintea mea și ești la fel de cocalar, îmi legi mașina ca pe parizer și mi-o târăști în afara orașului până la groapa de gunoi a unui boschetar cu care te-ai înțeles tu să-mi luați chirie. 200 de euro pe 2 ore? Păi ce ați ținut-o în pala Hilton? Te-a plătit ea să o muți? Nu, tati, dă-mi amendă, dă-mi ce vrei și dacă vrei să-mi o parchezi, ia exemplu de la chinezi. Vedeți, mă? Așa se face! Multă lume ne-a întrebat pe TikTok ce părere avem despre bradul de la Târgu Mureș. Dar toți ne-ați trimis poze cu același cort de indieni apași. Sincer, abia acum aflu că Târgu Mureș și Arizona erau înfrățite. Credeam că singura asemănare e că și într-un loc și în celălalt sunt rezervații cu oameni care strigă: noi am fost primi aici! Dar oare chiar era necesar să combinăm tradiția Crăciunului cu ritualul de alungare a buvniței ca spirit? Să-i întrebăm mai bine pe Târgu Mureșeni. Credeam că se mai pune ceva, nu știu. Ciudat. Credeai că se mai pune un brad, recunoaște. Recunoaște că și tu credeai asta, nebunule. Mai e cineva din Târgu Mureș care credea că primăria va pune un brad în centru? Hai, o mână sus cine și-a mai luat țeapă. Aia-o-o! Pentru că cei care se uită la Săptămâna Pierdută sunt exact ca noi, cineva ne-a întrebat și cam cum credem noi că s-ar simți un ungur dacă ar aștepta 50 de minute în stație și s-ar trezi că vine să-l ia tocmai tramvaiul ăsta. Cum să se simtă? Exact cum s-ar simți un român dacă s-ar caza la un hotel din Budapesta, iar la televizorul din cameră ar vedea ce văd ungurii la dezastre în aer. Katasztrófák nyomában ütközés a kifutó pályán. Nu mă pot uita mai departe. Asta a fost, fraților, vă rugăm să share-uiți episodul cu prietenii, cu dușmanii, cu soții amantelor, cu soțiile amanților, cu socrii, cu soacrele, pentru că de unde dați share, de acolo Dumnezeu vă dă.
Vom intra și într-o scurtă vacanță, dar mai e până atunci. Deocamdată, tot ce se pierde, recuperăm săptămâna viitoare. Vă mulțumim din suflet că ați fost și astăzi aici. Pa, pa!